Ai avut-o, ce scoți bun din acest... Ce scoți bun din tot ce s-a întâmplat pe teren azi? Victoria, atât. Și jocul. Consider că am făcut un joc bun, primul set, până s-a întâmplat mișcarea aceea ciudată și m-am blocat la spate. După aceea am vrut doar să lovesc mingea, să termin punctele repede și m-a ajutat și ea, a greșit câteva mingi și s-a legat cumva ca să câștig meciul. Te-am văzut extrem de concentrată, chiar și îngrijorată mi s-a părut în anumite momente. Ai avut vreun gând să abandonezi? Da, cu siguranță. Dacă mă durea și mai tare și chiar nu mai puteam să mă mișc, m-aș fi oprit. Durerile acestea le-am mai avut, sunt blocaje la coloana lombară și pur și simplu îți taie respirația și nu prea poți să faci și anumite mișcări. Am făcut tot ce am putut, adică atât cât mi-a permis durerea și am reușit să câștig. Dar da, m-am gândit la un moment dat să mă opresc ca să nu agravez. Ne aflăm la aproape o oră după ce s-a încheiat partida. Cum te simți acum? Ai primit tratament? Ce ne poți spune? Da, am făcut tratament, dar mai am acum o repriză de tratament. Sper până mâine să fiu bine, cât de cât, poate că nu total, că este prea din scurt, dar sper să pot să fiu aptă să joc. A, bineînțeles, toată lumea ar aștepta să te vadă. Totuși, e foarte clară dorința ta de a lupta și astăzi, deși ai simțit dureri, nu ai abandonat. Asta transmite un mesaj clar. E final de sezon și tragi de tine să iasă ceva. Nu neapărat ca rezultat, ci ca stare, ca fel de a fi. Mi-am promis de foarte mult timp să nu mai cedez, să nu mai renunț și asta încerc să fac de fiecare dată când intru pe teren. Cum am mai spus, nu mă interesează rezultatul absolut deloc, vreau doar să am câteva meciuri. Iar eu am luptat astăzi pentru că sunt acasă și îmi place să joc aici.